ipotez exploziv. Motivul din spatele retragerii de la FIA BNR, Isrescu ar fi fost prins de americani cu tranzacții suspecte în Singapore. Ugur Isrescu, aflat de aproape 29 de ani la subliniere FIA Băncii Naționale a României, BNR, a făcut, luni, un anunț care a surprins pe toată lumea. Presa speculează, însă, ce decizia de a pleca de la subliniere FIA BNR, luată aproape imediat după întâlnirea cu Dragnea, ar avea în spate motive mult mai importante decât acelea ale expirii mandatului. Potrivit jurnalistului Cătălin Tache, Ugur Isrescu a fost trecut pe lista neagră a Statelor Unite ale Americii în urma monitorizării de către agențiile guvernamentale de la Washington a unor tranzacții financiare suspecte ale guvernatorului BNR. Acesta este principalul motiv care a dus la decizia lui Ugur Isrescu. Lucrurile sunt cu atât mai serioase pentru guvernatorul BNR cu cât identificarea acestei vulnerabilități nu aparine serviciilor secrete române, ci agenților guvernamentale americane, care deja au listat cu conturile secrete ale tuturor liderilor politici și demnitarilor români, pe aceasta regăsindu-se în numele lui Ugur Isrescu. Iar stricta monitorizare a tranzacțiilor financiare făcute de aceștia direct sau mai ales prin intermediar sau firme paravan, fie ele făcute în paradisurile fiscale ale lumii, s-a soldat cu alertarea respectivelor agenții cu privire la unele miceri din Singapore. Cum, după atâtea decenii petrecute la vârful sistemului, un iniat precum Ugur Isrescu nu avea cum să nu cunoască regulile jocului acesta i-a anunțat de urgență retragerea de la vârful Băncii Naționale a României, instituție cheie pe care nu o va mai conduce începând chiar de anul viitor, scrie Cătălin Tache, într-un articol publicat pe National.ro. Jurnalistul cataloghează anuncul guvernatorului Băncii Naționale ca fiind unul cel puțin halucinant în contextul în care Ugur Isrescu, puternic interconectat la elitele globaliste transfrontaliere, a rezistat nenumăratelor atacuri de până acum, multe dintre ele dezlănuite chiar de factori interni. Culmea este însă ce pânii unii dintre viceguvernatori sau alii conductori din BNR au cezut ca popicele, deși se bucurau de un spate ce părea impenetrabil, dar doar guvernatorul era legendar ca fiind singurul demnitar român intangibil. Dar, uite ce simplu a fost, atunci când a existat interesul geostrategic necesar din partea administrației SUA, una care nu glumete deloc în crearea coridorului sanitar din jurul Federației Ruse, în încercarea de a împiedica joncțiunea dintre interesele economice ale Germaniei cu cele strategice ale Moscovei. Ca să nu mai vorbim de anihilarea pragmaticei colaborări informative dintre BND și FSB în această parte a Europei, mai scrie Cătălin Tache.